Aș dori să invit primul panel și suntem foarte bucuroși să o avem pe Tatiana Panova, șeful de unitate al Uniunii Piețelor de Capital, cu deschiderea celui de-al treilea forum anual. Bine ați venit, vă mulțumesc! Mă bucur foarte mult să mă aflu în această dimineață lângă voi și să vă ofer un update cu privire la reglementarea piețelor de capital. Câteva cuvinte despre piețele publice de capital. Și Daniela, da, ai vorbit și vom trece prin într-un moment foarte important, companiile se chinuie în acest moment cu privire la veniturile sale și multe companii vor ieși din criză mai îndatorate. Rolul piețelor de capital publice este foarte important și va deveni mai important. Așadar, acest rol va deveni mai crucial în procesul de revenire și vrem să echilibrăm acest raport între capital și datorie. Cu aceste lucruri, dacă vorbim despre acest plan de acțiune pe care l-am adoptat, va avea o importanță foarte ridicată. Avem o serie de măsuri pe care le-am anunțat anul trecut și în acest moment încercăm să dezvoltăm o propunere să existe un singur punct de acces singular la nivelul Uniunii Europene pentru companiile care sunt deja listate. Este o directivă și despre transparență, iar această propunere va fi creonată la sfârșitul toamnei și de asemenea am publicat în această săptămână un raport cu privire la aspectele tehnice, cu privire la părțile interesate în listări și principalul scop a fost suportul accesului la piețele publice de capital, dar în principal accesul întreprinderilor mici și mijlocii și din statele din Europa Centrală și de Est. Acest raport are 12 recomandări în ceea ce privește reglementarea, în ceea ce privește abuzul la piață, în ceea ce privește guvernanța corporativă și dacă vorbim de mai multe drepturi de vot. Și Comisia va lucra având la baza aceste propuneri în viitor, pe care în acest moment le creionăm. Acestea sunt măsurile și acțiunile pe care noi le considerăm relevante pentru piețele publice. Și, bineînțeles, avem o situație în care piețele de capital publice se chinuie în acest moment din punctul de vedere al instabilității și al proceselor și al volatilității și a faptului că avem un mediu dominat de rate de dobândă reduse. Și acest aspect este foarte important în finanțarea companiilor. Există o problemă în acest moment în piețele de capital publice europene și de aceea Comisia Europeană încearcă să susțină companiile, în special cele mai mici, să acceseze aceste piețe și să integreze mai bine. Și nu vorbim neapărat de consolidare, dar o integrare mai bună poate să apară la nivel de date și acolo Comisia Europeană lucrează. Și fără să mai intru în detalii, aș vrea totuși să rămână ceva mai mult timp pentru întrebările dumneavoastră. Închei aici deocamdată și Daniela, înapoi la tine. Vă mulțumesc.
Este o perspectivă foarte interesantă cu privire la viitorul cadrului de reglementare. Am o întrebare cu privire la Uniunea piețelor de capital. Primul pachet, am discutat în România foarte puțin despre acest subiect și acum discutăm din ce în ce mai des. Cum evaluați impactul primului pachet pe piețele mai mici, cum este România, când vorbim despre reglementări de implementare? Am avut și anumite întârzieri în implementare. Problema este că avem nevoie de timp pentru a vedea impactul și în date, a fi reflectat în date. Primul plan de acțiune este din 2015 și a durat câțiva ani până a fost redactat și o parte dintre cele măsuri au fost transpuse deja. Știm doar că există rezultate la nivelul detelor și ceea ce vedem și chiar la începutul lunii viitoare vom publica o serie de indicatori din anumite perspective ale pieței de capital, inclusiv accesul la piețe de capital, lipsa de acces a companiilor, indicatori care vor indica și criteriile de listare în statul membru de origine. Avem de asemenea și listările transfrontaliere. Este de asemenea o caracteristică a pieței unice. Ceea ce vedem în date este că statele membre și fără prejudicii după COVID, într-un fel COVID-ul a reprezentat un fenomen structural care ar fi influențat o serie de date. Avem capitalizări care nu au evoluat foarte mult, dar am văzut totuși, am văzut că evaluarea ajunge la același nivel, dar totuși mai rămân la anumite efecte, la anumite piețe, dar nu le considerăm foarte puternice și foarte semnificative. Sunt state cu o activitate a piețelor de capital mai redusă, care își revin, recuperează și ajung aproape de nivelurile de dinainte de criză. De aceea vedem de asemenea că este mai puțin atenție către companiile care sunt listate. Ele se finanțează singure prin listări. Este vorba despre startup-ul companiilor să se listeze, dar odată ce se listează, dar acestea observă că există beneficii semnificative să acceseze piețele de capital și chiar în perioade dificile, în vârful pandemiei, aceste companii care au fost listate au putut să atragă finanțare prin emisiuni inițiale și secundare. Am avut memorandumuri din partea moratorii, din partea băncilor, din pachete de stimul din partea guvernelor, dar acest sprijin nu poate dura la nesfârșit. Și de aceea abilitatea piețelor de capital publice să ofere finanțare s-a îmbunătățit și pe parcursul pandemiei și este foarte important acest lucru și putem să vedem că nivelul piețelor de capital privată chiar, această finanțare este destul de redusă. Trebuie să luăm o serie de măsuri prin primul plan de acțiune, probabil nu sunt suficiente și de aceea este foarte important pentru noi să avansăm și să luăm o serie de măsuri și să continuăm să monitorizăm progresul din acest punct de vedere. Acesta este răspunsul meu pe scurt. Am văzut și în România o creștere a numărului de companii care se finanțează pe piața de capital, în special pe piața alternativă,
dar și segmentul principal atrage emitenți și relaxarea criteriilor de, criteriilor de listare. Cu toate acestea, pandemia a însemnat eforturi de digitalizare între acționari și companii și au existat discuții cu privire la menținerea, de ce nu, sau poate chiar a standardizării nivelului și comunicării AGA-urilor și care considerați că sunt planurile din acest punct de vedere. Mulțumesc, Daniela, pentru această întrebare. În ceea ce privește partea legală și comunicarea cu acționarii este foarte complicată și există legislație internațională și avem și managementul și au fost de asemenea acte de delegare care au devenit aplicabile numai de curând, ne concentrăm pe elementele digitale. Pe, în primul rând, ne-am gândit, am lucrat la evaluarea cadrului existent, cel național, pentru a observa dacă există cerințe naționale în ceea ce privește utilizarea tehnologiei inclusiv în procesul electronic de votare, de participare, cea online în general. Și este primul pas pe care îl vom face în această direcție, iar cel doilea pas, care apare un pic mai târziu, pentru că se evaluează și începe din 2023, și este, va fi de asemenea procesul de consultare pe care îl avem tot timpul. Apoi ne vom uita la o serie de măsuri foarte specifice, la lanțul de custodie. Încercăm să-l simplificăm, pentru că acest lanț este extrem de lung și există anumite inconsecvențe în anumite momente, când se schimbă drepturile cu privire la titluri, când sunt de asemenea probleme cu reprezentarea, cu comunicarea acționarilor și drepturile acționarilor. Cine deține aceste drepturi acționarilor? Este ultimul custode din lanț sau este altcineva? Și sunt diferențe la nivelul statelor membre și acest lucru reprezintă, ridică o serie de semne de întrebare și probleme pentru investitori. Și aceasta este ambiția noastră, dar rămâne să vedem cât de departe vom ajunge cu privire la evaluare și legislatorii trebuie să cadă de acord cu privire la acești termeni și ceea ce se convine nu este întotdeauna ceea ce se stabilește la final și trebuie să ne asigurăm că această propunere este agreată la nivel european. Este o perspectivă foarte interesantă. Cu privire la punctul de acces unic european, am observat ofertul companiilor românești să se conformeze acestor reguli în ultimul an și spiritul, ideea acestui punct urmează acțiunile care au fost luate la nivelul centralizării raportării acestor companii. Doar pentru a clarifica acest subiect, există o serie de nelămuriri. Nu creăm o bază de date singulară. Nu este necesară și nici nu va fi folositoare, sincer. Sunt o serie de beneficii. Ideea este să găsim o infrastructură care există deja. Datele sunt prezentate de companii, sunt raportate și avem aceste depozitare de date.
Ele sunt împrăștiate, datele pe la nivelul anumitor state. Unele sunt publice, altele sunt îndeplinite de burse. Nu prea este o claritate unde se găsesc de fapt aceste informații. Dacă vorbim despre piațele, piețele locale, investitorii se chinuie să găsească aceste date. Trebuie să integrăm, să interconectăm toate acele baze de date care sunt raportate deja, dar sunt publicate într-un mod fragmentat. Și încercăm să interconectăm bazele de date care există astăzi și să facem ca aceste date de bază să poată fi găsite ușor. Datele care sunt accesibile să poată fi căutate de investitori. Ei trebuie să aibă la îndemână să filtreze informațiile și companiile în care doresc să investească. Este vorba despre nivelul cifrei de afaceri sau partea de active. Sunt o serie de elemente care sunt foarte importante și acele elemente ESG care țin de partea de sustenabilitate și este relevant pentru investitor să poată să caute în bazele de date. Și ajungem la active. Dacă vorbim despre încă un standard digital, un al doilea standard digital pentru piețele mai mici, să implementeze aceste standarde. Dar dacă ne uităm la procesul de digitalizare, să avem un singur standard de digitalizare e destul de complicat. Companiile trebuie ajutate să se conformeze acestor standarde și să nu rămână în urmă. Dar vor exista astfel de pași. Dacă aceste companii au date care nu pot fi găsite, companiile nu vor putea atrage investitorii care le caută. Și vorbim despre privarea de o sursă de finanțare pe care ar avea-o. Nu există așadar o altă alternativă. Este vorba despre această direcție a digitalizării și să încercăm să limităm povara pe care o au companiile, care oricum ele sunt împovărate în acest moment cu privire la cerințele de listare și în echilibru, în balanță, vor beneficia mai mult din acest proces. Dacă vorbim de acest proces de îndeplinire a criteriilor de listare și vor beneficia și investitorii. Mulțumesc. Și care ar fi obiectivul acestui punct unic? Reglementare pentru companii și se poate să discutăm și despre un calendar, poate? Ca să poată și companiile să știe cum să se ajusteze și să se adapteze. Cred că în prima etapă, obiectivul va fi să asigurăm prevederile directivei de transparență. Adică avem o etapă de revizuire, tocmai s-a publicat recent o directivă de raportare corporativă sustenabilă și pe aceea trebuie să o folosim. Deci cumva acesta este unghiul abordării ESG. Ne referim la întregul mediu corporativ. Așadar, obiectivul se va referi la acele companii care sunt listate și activează pe piețe reglementate și care raportează deja date financiare. Și evident, domeniul de aplicare se va referi la acele companii care vor raporta în viitor pe baza directivelor de sustenabilitate în materie de raportare la nivel european. Acesta este punctul de pornire. Ce este important prin acest instrument este să ne reamintim, să ne grăbim. În primul rând, este important să stabilim contextul și cadrul, să ne asigurăm că funcționează. Nu dorim să mergem înainte
cu acțiune de raportare de date care se va dovedi a fi inutilă, pentru că astfel instrumentul devine inutil. Instrumentul se referă la companiile listate și active pe piața de reglementare și, evident, asta, după cum bine știți, se duce mai departe de piața reglementată. Există câteva excepții în acest context, dar se referă, așa cum am spus, la companiile listate, spre exemplu, pe platforme de tranzacționare sau facilități de tranzacționare sau piețe de creștere și dezvoltare. Vorbim și de IMM-uri, însă IMM-urile nu fac parte din domeniul de aplicare al acestui instrument și, evident, vorbim și de cadrul de reglementare, cum am spus, și să ușurăm întregul proces. Așadar, punctul de pornire este acesta pe care l-am menționat. Desigur, totul va fi pe bază voluntară și IMM-urile vor fi implicate pe bază de voluntariat dacă vor să se implice, pentru că poate vor considera că pot genera beneficii prin a fi vizibile prin acest instrument. Deși acesta este un element pe care îl luăm în considerare. Acum, finalul, acest instrument, această interfață va implica, va presupune numeroase oportunități. Domeniul de date care vor fi alimentate în acest instrument, evident, trebuie revizuit, șlefuit. Dar va trebui clar să vedem ce anume poate oferi acest instrument în faza finală, pentru că, așa cum am spus, momentan ne concentrăm pe ideea funcționează și ne folosim de datele care deja fac obiectul raportării și ulterior vom încerca să clădim pe acest fundament și să vedem unde anume ne ducem și unde identificăm elemente de date care pot fi incluse, încorporate ulterior în acest sistem și cum pot fi îmbunătățite și așa mai departe. Mulțumim, am avut aceeași discuție și aici în România, pentru că pentru investitori beneficiile sunt foarte clare. Pentru emitenți, eforturile sunt enorme, semnificative, pentru a se conforma cu noile standarde în materie de raportare, cu calendarele. Și, spre exemplu, în România, corporațiile transmit mai mult sau mai puțin aceleași informații către Bursa de Valori, către ASF, către Ministerul de Finanțe. Așadar, dacă adăugăm un nou strat la acest proces de raportare, clar va pune mai multă presiune pe companiile deja listate mai mult. Companiile mari listate ar putea fi interpretate ca fiind IMM-uri pe piața europeană. Aș dori de asemenea să abordez subiectul cu privire la durabilitate. Este un trend în momentul de față și când ne pregăteam pentru ședință, combinarea durabilității cu întâlnirile corporative pare să constituie noul trend. Toată lumea vorbește despre asta, toată lumea pune întrebări cu privire la acest subiect, iar companiile ar trebui să fie rapide și pregătite să se pregătească în această arie. Care este direcția și trendul în ceea ce privește acest subiect? Desigur, în ceea ce privește informații ESG, ESG, așa cum am menționat, vorbim de evaluarea directivei de raportare non-financiară într-o direcție sustenabilă, durabilă. Ce dorim noi să reușim să facem în Europa este să generăm un efect transcendent. Este un obiectiv ambițios și credem că rolul serviciilor financiare va fi un rol cheie, pentru că există investiții publice care trebuie să facă anumite tranziții, dar noi, de fapt, ne referim la toți specialiștii. Deci, cred că este o nevoie să canalizăm finanțarea privată în direcția companiilor cu obiective sustenabile. Pentru aceasta, companiile trebuie să furnizeze date pentru ca investitorii să știe în ce anume se implică, să afle situația reală. Desigur, vedem foarte multe tendințe în care companiile se marketează, se prezintă ca fiind ecologice, dar de fapt poate nu sunt. Deci obiectiv trebuie să aflăm dacă sunt sau nu. Ce este important este să ne asigurăm că datele ecologice sunt într-adevăr raportate și sunt reale pentru a echilibra informațiile pe
considerente de finanțare pe termen scurt și obiective ecologice pe termen lung. Vedem un avans și un interes semnificativ în această direcție. Când vine vorba de guvernanță corporativă, acolo, da, Comisia, într-adevăr, lucrează în ceea ce privește o propunere în materie de guvernanță care va fi pusă spre discuție în iunie și companiile vor trebui să se conformeze cu anumite obiective de guvernanță ecologice. Știu, este o propunere extrem de controversată, instigă la multe discuții. Într-adevăr, companiile văd asta ca o povară adițională, dar din punct de vedere al eficacității, mereu există două perspective diferite. Trebuie să avem asigurări că o companie este structurată într-un mod care se dezvoltă în direcția obiectivelor ecologice și dacă ai această confirmare, este o liniște pentru investitori. Și cred că vedem o reticență, într-adevăr, în ceea ce privește aceste subiecte, poate chiar pe bună dreptate, poate chiar îngrijorare cu privire la povara aceasta adițională, pe o parte, dar pe partea cealaltă vedem perspectiva investitorilor. Așadar, companiile trebuie să identifice surse de finanțare și dacă vor finanțare, înseamnă că trebuie să fie ecologice, trebuie să existe o dimensiune ecologică în care activăm, și trebuie să dăm o voce companiilor ca să poată să raporteze în ceea ce privește datele ecologice. Dar în ceea ce privește acest punct unic, nu vrem să solicităm raportarea de date noi. Vorbim de digitalizare, dar ideea este să clădim pe partea de active cât mai mult. Da, digitalizare, da, dar nu e vorba de raportarea de date noi. Ideal, trebuie să ținem povara de raportare la un nivel cât mai redus. Este foarte important, mulțumim pentru această observație, guvernanța corporativă ar trebui să fie ecologică, începând din anii viitor. Da, haideți mai întâi să așteptăm propunerea Comisiei. Cred că obiectivul este să avem câteva principii de guvernare pentru companii, și trebuie să ne asigurăm că generăm valoare pentru acționari. Direcția pe care o urmărim, aceasta este, așa cum am spus, acționarii, sincer, uneori, au obiective aliniate. Obiectivele sunt aliniate între acționari și investitori. Nu este doar în direcția creării de valori pentru acționari, ci și în direcția livrării unor obiective sustenabile. Să vedem propunerea, cum o să arate, ce o să spună și să vedem cum anume o să decurgă dezbaterile în ceea ce privește propunerea. Rămâne de văzut cum anume vom putea să integrăm din punct de vedere politic, la nivel de politică, toate aceste prevederi, pentru că avem contexte diferite. Mulțumesc! Cel mai probabil se va face la nivel regional și va depinde de obiectivele companiei. Deci nu doar pentru acționari, ci pentru cadrul de mediu și sustenabilitate. Acum ne apropiem de observațiile finale din această etapă. N-am vorbit despre punctul de fiscalitate. Există un subiect cu privire la taxare și listări și instrumentele aferente acestor proceduri. Există o privire de ansamblu generală privind acest subiect în special. Știm că stimulentele fiscale funcționează, asta este clar pentru toată lumea. În același timp, stimulentele fiscale, vorbim aici în mare parte de taxare directă. Vorbim de ceva care stă efectiv în mâinile statelor membre. Când vorbim de taxele pe proprietate, spre exemplu.
Acțiunile care ar putea să ajungă în direcția aceasta vor fi ca propunere, ca punct de pornire. Comisia nu poate intra în această direcție, nu poate activa, poate recomanda proceduri și, evident, poate reglementa sau dezbate ideea de taxare indirectă în momentul în care apar probleme. Dar aria de dezbatere sau de recomandare este limitată pentru comisie. Acestea fiind spuse, desigur, când statul membru consideră propunerile care au fost înaintate de către comisie, ar putea să zică, să considere că sunt demne de implementat. Atunci comisia intervine și compatibilitatea va reprezenta un factor cheie. Există o serie de criterii de non-exclusivitate și ajutoare de stat, spre exemplu, dacă ajutorul de stat este compatibil cu aceste noi politici sau nu, și comisia poate va relaxa regulile în funcție de un anumit stat membru, pentru că există anumite situații cu adevărat dificile și vom vedea în ce măsură va fi implementată această abordare. Când vorbim despre aceste regulamente de blocare, depinde de stat și statul va fi cel care va analiza cerințele minime. Nu trebuie să dezbat acest subiect cu comisia, pentru că trebuie doar să se verifice dacă există compatibilitate la nivelul cadrului legislativ și, evident, cadrul de reglementare este strict, însă condițiile sunt destul de flexibile și directe, iar GBR nu se aplică la piețele individuale. Așadar, este vorba de a susține listarea și piețele reglementate sub legislația Uniunii Europene, totul în sensul evaluării de către comisie și evident că un set minim de cerințe nu se vor aplica la toate piețele, pentru că o companie nu se confruntă cu mari probleme din acest punct de vedere. Tranzacțiile alternative, tranzacționarea alternativă poate fi considerată eligibilă conform acestei reglementări despre care vorbeam. Și ce aș vrea să semnalez este vorba de consultarea în ceea ce privește competiția, concurența pe piață. Cred că DigiComp a revizuit într-un mod țintit o serie de prevederi și acele prevederi sunt fix prevederile care vor deveni relevante odată ce statele membre introduc o schemă de taxare și Digi Competition va evalua această schemă. Așadar, obiectivul este să trecem prin această consultație și să oferim și să primim sprijin în această consultație, pentru că, evident, comisia, cu cât aude mai multe informații de la părțile interesante, cu atât mai ușor o să-i fie comisiei să adapteze aceste prevederi. Pentru a concluziona, stimulentele fiscale în sine, subiect închis, clar, pot conduce piața. Nu sunt un subiect important pentru comisie în sine, dar sunt un subiect important pentru statele membre. Însă trebuie totul proiectat într-un mod comprehensiv pentru a fi clasificate drept compatibile cu aceste prevederi specifice. Mulțumim foarte mult pentru această intervenție, a fost foarte util să auzim ce se întâmplă în ceea ce privește acest punct unic și, într-adevăr, avem aceeași percepție, pentru că ASF, pandemia, toate aceste elemente au contribuit la această opinie. În același timp, am avut norocul aici la BVB, am avut norocul că multe companii au trecut cu bine
de pandemie. Mulțumesc foarte mult pentru participarea online în România. Sperăm să beneficiem și de o vizită la fața locului și, evident, vom păstra legătura privind aspecte viitoare. Mulțumim foarte mult! Mulțumesc și eu, Daniela, și mulțumesc tuturor organizatorilor pentru că m-au invitat și sper să putem să continuăm. Vă doresc o discuție plăcută.